Bună ziua, bună ziua! Bună dimineața de la cafeluță, bună seara, oricând vă prinde clipul ăsta. Pentru că sunt și eu în concediu. Am zis că e momentul oportun să mă mai prin comentariile mele, să vedem ce ce mi-ați mai zis, ce ați mai vrea să vedem. Așa că am zis că ar fi momentul oportun să fac un update. Un update la experiența mea cu epilarea IPL acasă. Am clipul ăsta de acum 2 ani, folosind aparatul de la Braun. Azi vorbim despre epilarea definitivă făcută acasă cu acest aparățel de la Braun. Arăt rezultatele înainte și după. De ce am apelat la depilarea definitivă acasă și nu la salon? Să vă zic așa un mic background despre mine și despre experiența mea cu epilare. Sunt o mică, mare păroșică, ce să vezi, păr pe mâini, păr pe picioare, care crește repede. Cam asta a fost problema mea numărul 1 și motivul pentru care m-am uitat să fac ori epilare definitivă, ori un aparat acasă. Și ce să vedeți, am făcut și una și alta și mi-a plăcut mai mult a doua variantă, epilarea IPL. O folosești o dată pe săptămână, timp de 12 săptămâni. Arăt poze cu picioarele mele înainte, îmi creștea părul super repede, gen mă făceam de dimineață cu lama sau seara cu lama și până la finalul zilei următoare deja nu mai aveam picioarele fine. Și cam asta era problema mea, că n-am ajuns niciodată picioarele fine și se mai vedea și pielea așa urățele. Nu-mi convenea și am zis, măi, nu se mai poate, trebuie să fac ceva. M-au contactat cei de la Brau și mi-au trimis aparatul lor nou. Haideți să-l desfacem. Mă, se potrivește cu mine. Ruf! Ce este diferit și îmbunătățit față de primul? În primul și în primul rând, aparatul nou IPL Expert de la Braun este primul IPL smart din lume. Ce înseamnă asta? Înseamnă că sistemul smart învață și se adaptează nevoilor tale și te ghidează la orice pas ca o cosmeticiană personală, dar din confortul casei tale. Dacă vă faceți griji în privirea siguranței, să știți că IPL-urile Braun sunt singurele care se adaptează automat la nuanța pielii tale și cu ajutorul aplicației IPL-ul iExpert te ghidează pas cu pas. Astfel procedezi cum trebuie. Te anunță ce accesoriu trebuie folosit, pe ce zonă și, având funcția de siguranță incorporată, te anunță dacă culoarea pielii tale este potrivită pentru acest tratament. Noul aparat IPL este cea mai rapidă metodă de epilare Braun, cu rezultate vizibile din a doua săptămână de utilizare, iar rezultatele îți oferă un an și jumătate de piele fină. Ai aplicație cu calendar și cu toate cele și selectezi aparatul dorit. Eu în Hong Kong îl am pe ăsta, Braun Silk Expert Pro 5 și aici îl avem pe cel roz. Braun Skin Eye Expert, dau pe el. Am scanat codul de pe de la aparat. Așa, și acum așa, apăsăm două în același timp. Și când pornește, gata. Deci nu mai e treabă. Vă sfătuiți pe voi să folosiți aplicația că vă ajută. Primiți feedback în timp real cu privire la progres, partea pielii pe care ați acoperit-o. Nu știu cum funcționați voi, de eu funcționez mai bine cu aplicația și îmi place acolo să am, să fie, știți, ceva așa, structurat. Este ușor și rapid de folosit. În 15 minute ai terminat sesiunea și poți face asta în confortul casei tale. Am făcut câteva ședințe în Hong Kong de epilare definitivă, dar am făcut în două zone, aici, la subbraț și inghinal. La subbraț s-a văzut o perioadă, nu avem nicio problemă, dar inghinal n-am văzut nicio diferență, absolutamente nicio diferență. Și a fost și costisitor, așa că mi-am zis, măi,
să continui așa, aș mai vrea și picioare fine, aș mai vrea și, și de aia fină, și de aia fină, aș, basically, aș vrea să fie tot corpul fin și fără, fără păr, păr doar, doar unde vreau eu, în cap. Sora mea e epilată definitiv. Epilată definitiv la salon. Are epilare definitivă, că definitiv nu e nimic. În ultima perioadă tot a fost pe TikTok fete care se plâng că au făcut ședințe nelimitate de epilare definitivă la salon și rezultatele așteaptă. Este, nu există epilare definitivă. Sora mea, acum dacă am stat două luni cu ea, ce să vezi, am putut să facem comparația asta. Ea are epilare definitivă la salon. Am întrebat-o câți bani ai dat, bă, a zis, mult, nu vreau să știu cât am dat. Epilare definitivă la salon, nu știu, cred că are vreo 10 ședințe. Eu acasă și avem rezultate asemănătoare, dacă, dacă îndrăznesc să zic, cred eu că am mai puțin păr decât are ea. Deci, v-am zis, am încercat epilarea definitivă la salon, nu a funcționat foarte bine pentru mine și era pe termen lung, e costisitoare, că ideea e în felul următor. Să faci câteva ședințe la salon, costă mult. Dar trebuie să faci mereu, 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 întreținere. Și costă. Și întreținerea la fel de mult ca o ședință normală. Așa că, din punctul meu de vedere, e mai smart să-ți faci, să-ți cumpere un aparat IPL și să-ți faci acasă. Pentru că rezultatele sunt asemănătoare, dacă nu, mai bune. Pe experiențele noastre, că eu cu soră nu mă sunt destul de asemănătoare și la păr și la, la de toate. Și, într-adevăr, și cu aparatul ăsta trebuie să-ți faci întreținere. Dar e o dată pe lună și deja l-ai cumpărat. Nu mi-e greu să dai azi bani, nu-i așa? După ce ai terminat cursul de 12 ședințe, dacă ți se pare că mai ai nevoie, continui. Dacă nu, o dată pe lună, o întreținere. Să nu vă mai zic că în ultima perioadă sora mea și-a făcut întreținerea de la epilarea definitivă, cum se cheamă, de la salon, și le-a făcut cu din astea întreținerea, că tot și costă, 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 costă. Așa că alegerea e la voi. V-am zis experiența mea, update-ul așa de după 2 ani de folosire, merită oare banii sau nu? Eu cred că v-ați dat seama de prima dată că da, merită, își merită aparatul banii. Și am și o surpriză pentru voi, ce să și vedeți. Am un cod de reducere la aparatele Brown. Dacă folosiți link-ul din descriere și codul SUNNY, S-U-N-N-Y, S cu S mare și restul așa, o să cum fie scris pe ecran și puteți de descriere, o să aveți 25% reducere. 25% reducere la aparatele de la Brown. E ceva, așa că zic să profitați de reducere și să-mi spuneți părerea voastră. Să-mi spuneți părerea voastră. Eu o să continui să fac update din când în când, din an în an, să vedem cum funcționează, dar pentru mine și nu pentru că mi-au fost trimise, nu pentru că mi-au trimis aparatul, nu pentru că am primit cod de reducere, efectiv vă zic din suflet că merită aparatele astea și o investiție bună pe termen lung, ce să vezi. M-am încălcit în fire, bravo. O investiție bună pe termen lung, se vede rezultatul, adică așa și în celelalte zone. Ce să mai, de încheiere vă reamintesc că avem cod de reducere și spuneți-mi și mie părerea voastră cu epilare acasă, IPL, la salon, care vi se pare cea mai potrivită pentru voi, dacă încă vă gândiți să folosesc aparat IPL sau nu, asta e momentul să îl folosiți. Hai da, vă pupi cu sclipii și ne vedem în următorul vlog.